Salut! Bine ați venit la un nou video săptămânal. Este data de 7 octombrie și voi face o scurtă analiză tehnică a lirei sterline. Voi începe cu graficul de GPUSD. Este un grafic de daily. Observăm că săptămâna trecută, pe data de 4 octombrie, am obținut un bounce din zona de 1.29.2-1.29.3 aproximativ. Cam în această zonă avem și o de trend conectată de la lorile la 1.266 din data de 15 august, iar cât timp paritatea se află peste această zonă de la 1.292-1.293, mă aștept să avem un focus nivel de la 1.33. Bineînțeles, voi fi cu ochii pe titlurile de Brexit, pentru că este foarte, foarte important, iar a doua paritate, tot cu lira sterlină care voi acorda o atenție este graficul de NGBNZD cei care sunteți la mine în grup știți foarte bine că am tot discutat de acest pattern pe un grafic de weekly care a început să se formeze din noiembrie din anul 2017 și am spus că mă aștept și este destul probabil să avem parte de un breakout din această zonă la 1.96 avem am obținut un breakout și un retest, dacă merg pe un grafic de daily se observă și mai bine acest pattern, clasic breakout retestare a vechiului nivel la 1, 95-600 aproximativ și apoi am avut parte de o creștere spectaculoasă de aproximativ 800 de pips. Pe swing trading, din păcate, eu persoană nu am reușit să prind această intrare, am reușit doar să prind o tranzacție pe intraday, pe GBPUSD, dar pe swing trading, în continuare, urmăresc o oportunitate de este poziții long din zona de la 2.0, care este un nivel psihologic foarte important și voi avea un target final în zona de la 207-208 aproximativ. Imediat voi merge și pe un grafic de weekly ca să vedeți mai bine targetul final pe care l -am, l am în calcul. Iar pe un grafic de daily cam aceasta este zona pe care o targetez pe termen mai lung, dar bineînțeles urmăresc deschid poziții lung din zona de 2.0. Dacă în caz vor veni titluri negative referitoare la Brexit, atunci am voi schimba bias-ul și îmi voi schimba analiza, dar până atunci nu am motive să îmi schimb analiza din momentul de față. Eu vă urez în continuare o zi frumoasă și spor la studiu. Ne auzim săptămâna viitoare.